Lobonț ține pasul cu prietenul Kivu. Va deveni și el tătic. Spre deosebire de Kivu, Lobonț mai are un copil. Lobonț e al doilea din Omovis după Niculescu, care va deveni tată în 2009. Noua soția lui Lobonț, Iulia, i-a dat vestea cea mare portarului naționalei, va deveni tată. Lobonț a sărbătorit momentul cu o ținută nouă de marinar. Așa s-a prezentat la ultimul antrenament al lui Dinamo. Lobonț mai are un fiu, Andrei Cristian, în vârstă de 5 ani, din relația cu fosta nora lui Văcăroiu, Loredana Constantin.